fost un accident fatal, un exact după fermanul la geam, atât a dus. De la geam? Da, s-a dezechilibrat, a fost un accident atât. Da? Deci, deci vă rog frumos, nu vreau să spun. Repeta da? Pentru lecții sau ce făcea? Da. Luni dimineața, o elevă din Brăila, în loc să fie la orele de curs, a ajuns la spital. Ea a căzut de la etajul al treilea al colegiului Murgoci. Fata a întârziat la primele două cursuri și a decis să stea împreună cu o colegă într-o sală goală până când vor putea intra la ore. Eleva de 15 ani s-a urcat pe pervaz în dreptul unui geam deschis. A alunecat și a căzut pe asfalt. Un echipaj al serviciului de ambulanță județean Brăila a sosit la colegiul Murgoci și a preluat-o pe fată. M-a sunat și o profesoară care în timpul orei a văzut-o căzând, era la etajul întâi. Am mers imediat, am verificat. Eleva era în clasă cu o colegă de-a ei, care era calificată la națională și lucra pentru Olimpiada Națională. Iar eleva care a căzut, Stoiana Andreea, lipsea de la ora de fizică. Toți colegii ei erau în laboratorul de fizică împreună cu doamna profesoară. Absența avea în catalog. Am verificat și la prima oră, care a fost informatica, și la fel a lipsit și la prima oră. Dacă din afirmațiile unei doamne profesoare care a văzut-o de la fereastră, picând prin dreptul etajului, s-a ridicat și după ce a picat în față. Că vrea să se omoare, că asta nu-i viață. Că s-a aruncat de bună voie, am întrebat-o și eu personal și am vrut să mă omor. Fără să spună de ce sau... Nu, vă dați seama că nici n-am insistat să o întreb. Interesul era să o mențin conștientă și cu funcțiile vitale. Eleva ajunsă la unitatea de primiri urgențe a spitalului a fost supusă unor investigații amănunțite, inclusiv unui examen de computer tomograf, viața ei fiind în afara pericolului. A fost diagnosticată în unitatea de primiri urgențe cu un politraumatism prin cădere. La primele investigații și primele analize făcute în sectorul de primiri urgențe s-au decelat leziuni lombare și leziuni faciale. În urma examenului computer tomograf s-au identificat leziuni lombare cu fracturi cominutive de L1-L2 care necesită transferul la clinica Baltasar Arsenie la București. Familia și medicii de la Spitalul Județean Brăila au decis ca fata să fie transportată la București, la Spitalul Baltasar Arsenie, la secția neurochirurgie.